PID-ul pentru zona BEA municipiului a trecut într-o nouă fază. Imensul șantier ce cuprinde cartierele Micro 11 și 12, CFR, precum și Alea Trandafirilor, se desfășoară conform planului din proiectul realizat cu fonduri europene, cunoscut sub denumirea generică de PID-ul B. Se toarnă primul strat de asfalt după ce absolut toată suprafața a fost renăscut, au fost introduse rețele și îmbunătățite rețelele de apă, cu instalații noi și moderne, toate finanțate pe bani europeni, capace de canal, de asemenea trotuarele, bordurile, au fost lățite spațiile de parcare și sensurile de circulație. S-au creat noi locuri de parcare, se toarnă acum primul strat de asfalt, AB1, după care va urma și stratul al doilea de asfalt și aducerea la cote a capacelor de canal. Administrația locală promite că ritmul susținut al lucrărilor va fi menținut, urmând ca în microraionul 12, în următoarea perioadă, să fie asfaltată câte o stradă în fiecare zi, pentru ca ulterior să se treacă și la celelalte cartiere din proiect. Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, dar dat fiind ritmul lucrărilor, acestea ar putea fi finalizate mai devreme.